Pe lângă faptul că este campion la Nord, Robert Glință este și un șofer foarte bun. A început să-mi placă șofatul, de fapt, dinainte să obțin permisul. Acasă stau în afara orașului și trebuia de fiecare dată să stau după părinții mei, să mă aduc la bazin sau în oraș și eram foarte încurcat. De când mi-am obținut permisul de conducere, deja lucrurile au început să stea altfel. Mi-am creat și o pasiune pentru condus, pentru că mă relaxează foarte tare și îmi place să conduc foarte mult. Eu zic că sunt prudent, în limita siguranței conduc destul de tare, dar în limita siguranței, eu să mă știu în siguranță, desigur. Părerea mea este că sunt destul de tolerant cu ceilalți în trafic. Pentru că și eu am fost începător și mi-am murea și mie motorul la început de mai multe ori și am sperat să fie ceilalți indulgenți cu mine și așa am zis că o să fiu și eu. Chiar dacă una dintre pasiunile sale este șofatul Glință, nu uită obiectivul său adevărat, o prestație cât mai bună la Olimpiada de la Rio de Janeiro. Pot să spun că sper la o semifinală, cel puțin, dacă nu chiar și o finală olimpică. Și sunt destul de realist, spun eu, că este chiar realizabil acest lucru.